De mult ați venit aici. Horia, am spus mai devreme că nu uit să mulțumesc. Evident, voi uita pe cineva. Deci încep. Mulțumesc lui Horia, lui Cristi și lui Ionuț pentru cuvintele rostite aici despre Starinți pentru Eternitate și despre autorul cărții. Evident, mulțumesc Editurii Humanitas, lui Gabriel Liceanu, Vidii Godea și Alinei Săucan pentru efortul de a scoate această superbă ediție. Am să menționez un lucru, cartea este și nu este identică cu ediția Polirom din 2005, are o nouă introducere pe față de Cristian Vasile, care o plasează în istoriografia comunismului românesc și de asemenea am scris și eu un nou cuvânt înainte. Deci este o ediție revăzută și adăugită. Deci nu e nicio formă același lucru. Voi a menționat, aș fi vrut să spun ceva, dar cred că a atins foarte bine Cristian Vasile acest lucru, aș vrut să spun ceva despre legătura între raport și între Starinți pentru Eternitate și raport. Evident, știți bine că m-am implicat complet alături de Horia Padavivici, Cristian Vasile, Ionuț Stanomir a fost de asemenea implicat în acel demers. Au fost implicați și vreau să le aduc aici un cuvânt de laudă, traducătorii cărții. Dragoș Petrescu a fost membru al Comisiei Prezidențiale, actual președinte al Colegiului CNSAS. Cristina Petrescu a fost expert în cadrul Comisiei Prezidențiale. Deci, vedeți că s-a creat ceva scris recent pe nu știu ce blog, că Vladimir Tismaneanu, la sigur, e chestie genială, nu o să dau numele, dar e absolut genial. Vladimir Tismaneanu nu a reușit, nu dă niciun fel, e foarte meschin cu timpul său, nu a reușit, spre deosebire de X și Y, diversi profesori pensionari de la Cluj, care și-au creat grupuri de discipoli, o adevărată școală, sau școli. Tismaneanu n-a făcut nimic cu tine. Cineva, excedat totuși de enormitatea acestei chestiuni, răspunde, dumneavoastră, dar de ce îl compari că n-a făcut eu doctorat în România? El predă la Maryland. Totuși, uite-te la ce face el în locul de unde și-a salariu, adică nu să sară peste ocean tot timpul ca să pădure doctorat în România. Deci, spunând acest lucru, respectiv a avut replica genială la chestia aceasta. Deci, atunci cu tipul pe care îl consumă în ceea ce scrie pe contributor și în alte locuri, să-l consacre unor doctorați din România. Deci, să tacă, pe scurt, să tacă. Deci, asta așa că am încercat cu noi, să ne facă să tăcem. Deci, e o chestiune interesantă. Mecanismele reducerii ad silențiu, nu? Că ia oameni de stează adicopul aici, spre ce s-am greșit în latin. Ea e reductio ad. E bine? Ad silențiu. Perfect. Asta, să spun articol cu titlul Reducțio ad silențiu. Asta se dorește de la noi, să tăcem. Și uite, nu tăcem. Și aș vrea să spun, deci am să vă dau câteva elemente. Mi-a mers foarte puternic la suflet capitolul al doilea, în momentul când l-am scris, pentru că l-am scris într-o stare, dacă vreți, de febră intelectuală. Restul sunt, bine, e o carte mai ușoră, înțeleg pe cel care a avut dificultăți cu lectura Diavolul în istorie, pentru că Diavolul în istorie este istorie conceptuală în mare măsură și istorie morală. Și nu este o poveste, nu este o chestiune, pentru că Diavolul continuă să existe în istorie, ca atare n-aș fi putut scrie o carte The Rise and Fall of the Devil in History. Nu e, n-a murit. Îl știți, diversi îngeri pe care unii adorăm ca îngeri, păstrată încă de față îngeri căzuți și în final se încarnează într-o formă sau alta ființa luciferică. Ei bine, capitolul pe care spun l-am scris într-o stare de într-o stare de iluminare, pentru că voi am menționat în superbul speech pe care l-a ținut aici momentul meu de aventură intelectuală în direcția școlii de la Frankfurt și am fost foarte pasionat. Spunea la un moment dat Adorno despre dialectica negativă, una de capodopera sa filozofică, și în această carte nu poate fi înțeleasă decât dacă te afli într-o stare de iluminare. Știți bine că Adorno a fost extrem de apropiat de Walter Benjamin și Walter Benjamin are o carte cu iluminări și putem merge mai departe pe azi. Ei bine, acest capitol se scris, dacă vreți, într-o stare de iluminare, cred, și nu deja va se numește o sectă mesianică, Partidul Comunist Român în Legalitate 21-44. Vă invit, sincer, pentru că vom continua, așa așteaptă rândul în această colosală
cum să spun, defilarea forțelor intelectuale ale națiunii, așa, și atunci o să încep să fiu foarte, foarte concis. Dar veniți la 6 și jumătate, discutăm despre cartea lui Alexander Bard. Vă spun un lucru, Monica Lovinescu, pe care țin să o omagez aici și care a fost membra Comisiei Prezidențiale, ca și Virgilie Runca, Monica Lovinescu are un text în care spune la un moment dat că dacă ar fi să vină un nou potop, dar nu un potop corectat istoric și politic, precum în filmul recent, în care Dumnezeu apare sub numele Creatorul, adică s-a schimbat, nu e Ave, s-a schimbat și numele lui Dumnezeu. Așa. Deci dacă ar fi să vină un nou potop al lui Noe și ar trebui să aleagă trei cărți pe care să le ia cu ea pe o barcă a supraviețuirii speciei, cele trei cărți, dacă nu mă înșel, erau Orwell 1984, Kössler, Întuneric la amiază și Arhipelagul Gulagul lui Solzhenitsyn. E bine, eu aș mai adăuga, le-aș lua și pe astea, dar printre celelalte două sau trei, aș fi mai... n-aș ceda la trei, aș cere cinci, aș pune cartea lui Alexander Bard, sigur, ar mai fi și alte, dar sigur este o carte. Ca să vedeți că nu este o simplă întâmplare, de-a fost sunt cel care am propus lui Humanitas, cu ani în urmă am discutat despre traducere și mulțumesc Lidiei Bodea, care chiar s-a făcut tot ce s-a putut pentru această carte. E bine, veți vedea că încă din... deci stalinismul a apărut în ediția americană în 2003 la University of California Press și încă, asta spuneam, deci Diavolul în istorie este o carte de secvențe intelectuale și morale. Nu a... am spus că există. Nu dispar. Așa, și... deci, aș fi scrisă de-a lungul timpului. Motoul capitolului O sectă mesianică sună astfel. Esența stalinismului înseamnă otrăvirea în om, a omului dinăuntru său. Și orice ar spune sofiștii, orice minciune ar spune intelectualii comuniști, la asta se ajunge. Pentru a introduce decalogul comunist în suflet, am eu pentru a introduce decalogul comunist în suflet, trebuie să-l ucizi pe omul din lăuntru. Uciderea omului interior, citat din Alexander Bard, Secolul meu, cartea care se lansa la ora 6:30, deci nu întâmplător le-am pus pe... nu întâmplător le-am pus alături. Pentru că am pomenit-o pe... n-am să vă spun mai mult. Iar referința internă, vă iau, pe linie teologal-filosofică, mă completează, referința internă e Apostolul Pavel. Cei care vorbesc despre, în primul rând, că n-au înțeles nimic nici din esența iudaismului, nici din esența creștinismului, și nici din esența acea post-secolul 20, care spun apostazia este de fapt o eroare, apostații sunt de fapt renegați care încearcă să justifice mai mult sau mai puțin lașitățile teoretice și abdicările morale. Celor care vorbesc pe această temă și nu suntem primii voreași cu mine care suntem acuzați de toate păcatele lumei. Mi-am amintesc cum revista Săptămâna a încercat să ne promină că Virgilie Runca e trotskist. N-am să uit chestiile astea. Deci pentru că Virgilie Runca fusese, e adevărat, n-a negat în viața vieților lui că fusese un om de stânga. A plecat din România ca un om de stânga. Nu a dat pretință în viața lui că a fost un om de dreapta. Please. Monica Lovinescu spunea și cartea aceasta este undeva ecoul conversațiilor cu doamna Lovinescu și evident începe noua prefață care am scris-o, începe cu o referință la prima mea întâlnire, la prima noastră întâlnire cu Boria, care eram la bistro Atene. Ne duceam și ne servea de la bufet să-ți faci o salată. Și în timp ce ne serveam cu salată, în loc aurea să mă întrebe cum a fost călătoria, când ai sosit, ce faci, ai un program, mă întreabă de ce noi n-am avut revizionism marxist. Prima întrebare a lui Horia Patavici, de așa a început prietenia noastră. Asta a fost prima lui întrebare, în timp ce punea salată de porumb și deci din momentul ăla, și cred că încă nu avem răspunsul la această chestie, tot vom medita. De ce n-am avut noi un Imre Noi? De ce n-am avut noi un Alexander Dubcin? De ce a fost blestemul să avem ceea ce am avut? Monica Lovinescu, cum spuneam, mă întreba ce când predau cursurile despre comunism și ce cărți folosesc. Și aici, în continuare, ceea ce au spus prietenii mei mai devreme, una din cărțile pe care am încercat, uneori a mers, uneori mai puțin, pentru că este exact problema de care a vorbit Horia. În școala doctorală sau studenții de honors în colegii, de-abia acolo se face ceea ce noi numeam cultură generală. Și atunci, dacă dai să citească, de pildă, cartea la care o să mă refer și în care o să citesc, anume Demonii lui Dostoievski, dacă dai să citească la un seminar despre radicalism,
expresie un radicalism politic, sau o expresie filozofică-politică fundamentală. Deci e una din temele cele mai importante ale gândirii politice. Întotdeauna. Când, hubrisul, de ce ajung oamenii să facă lucruri nesăbuite? Ce îi face pe oameni să se angajeze în acțiuni extrem de periculoase? Ce îi face să trăiască în periculos? Ce îi face, spunea Sirșescu, peste din memorie, când nu poți găsi o suficientă, o suficient de excitantă ratio vivendi, te arunci în căutarea unei suficient de excitante ratio morienti. Deci cauți o rațiune de a muri, dacă nu poți găsi o rațiune foarte puternică de a trăi. E bine, ăștia sunt demonii lui Dostoevski. Problema este, ca să citești demonii lui Dostoevski, trebuie să fi citit și altceva de Dostoevski, să știi ceva despre literatura rusă a secolului XIX, marele roman rus și așa mai departe. Deci eu îți fac întâi o introducere în Dostoevski. Am mers în momentul în care perfect, era marți, îți puteți verifica pe calendar, eu predau marți și joia, marți 11 septembrie 2001. Era șoc, Pentagonul era în flăcări, turnurile erau în flăcări, studenții erau șocați. Încă nu aflasem că America își merită soarta, încă stânga internațională nu ne spusese că tot e o conspirație a CIA-ului și a Mossad-ului, evident, nu uitați Mossad-ul, e totdeauna acolo, nu? Așa, și lumea era șocată. Și atunci am schimbat tema cursului și de atunci vorbesc cam în acești termeni și așa e atrag pe studenții mei americani, care sunt reali, nu sunt studenții mei de la Harvard. Și că am înțeles unul și cu cărora le țin lecții la Harvard. Tocmai am vorbit de Huntington la telefon. Și le spun, haideți să vedem, de ce sunt așa? Ce poate să-i facă pe oamenii ăștia să se arunce în vântoarea pasiunii revoluționare și ce este spre a cita cartea, o carte celebră a actualul director al Library of Congress, directorul Bibliotecii Congresului, James Binnington, Fire in the Minds of Men. Foc în spiritele sau în mințile oamenilor. Ce e acolo? Îl găsiți evident și în mișcările de extremă dreaptă, dar eu astăzi vorbesc de mișcarea de evident, îl găsiți la Muhammad Atta, în momentul când moare, nu? Și sunt comandori sinucigași, sunt comandori, deci el riscă totul, nu? Nu avea garanțiile că se întoarce și nu cred poveștile cu, pentru așa îl așteptau 300 de virgine, rai și alte chestii. Nu cred că asta este altceva acolo. Ce tip de gândire are? Care e mentalitatea care duce? Și urmând sfatul doamnei Monica Lovinescu și a fost un sfat extraordinar, evident, veți citi cartea asta. Cred că se întregește cu diavolul în istorie, de două comunică și cum vedeți, multe citate chiar le găsiți și într-una și într-una alta. Aș încheia această introducere, pentru că suntem de acum un pic dincolo de limita de timp pe care ne-a fost tăruită. Aș încheia cu un citat, care totdeauna îl vedeți, este un acest care o port de obicei cu mine, în care pun ante lucruri la care știu totdeauna că îi invitat să vorbesc sau că va trebui să meditez. Am câteva, 3-4 citate și dacă mă întorc la ele, știu că voi avea despre ce să vorbesc. Și acest citat este din Demonii. Pot să vă garantez că n-am cartea cu mine și o am în față pe bună prietenă, Mirița Placenot, care își amintește că ne plimbam la Blaj acum 4-5 zile și umblam cu agenda asta și citam pe străzile Blajului, pentru că am vorbit și cu Gargamel și așa mai departe, despre diavol, despre îngeri, despre alte probleme de acest gen, și facă-ți povești. Vorbeam despre ele și atunci zis să spun ce am găsit. În agenda asta, care e la Universitatea Pinților, trebuie să fie de acum vreo 10 ani, am tot intrebuit. Așa, și spune așa, cei care au citit, sunt foarte mândri, ediția a apărut la Polirom, Demonii, era Divia atunci redactor șef, și sunt mândru că pe coperta acelei ediții din Demonii s-au posedat ambele variante valabile pentru traducere, pentru că e îndrăcirea, fenomenul îndrăcirii. E un citat din Nicolae Berdiaev și un citat din mine, am fost foarte fericit să fiu pus pe coperta a patra din Demonii lui Dostoevski, unul dintre cele mai frumoase. Așa, și spune la un moment dat Piotr Verhovenski. Piotr Verhovenski este ideea devenită acțiune. Ideea o are Stavrogin, Verhovenski, inspirat și de Chigaliov și așa mai departe, pune pe picioare acțiune. Care este, de fapt, aruncarea, este exact ceea ce vor unii din prietenii din zona, hai să numim, stângii radicale renăscute. Cei care vor să retesteze ipoteza leninistă. Cei care anunță că de-abia acum, când o vom pune noi în aplicare, veți vedea ce extraordinar, cum se structură, cum prin destru
restructurare a ordinii existente, a mult detestatului sistem, ca și naziștii și comuniștii care detestau sistemul, care era cea mai tolerantă organizare politică pe care a avut-o Germania până astăzi, adică Republica de la Weimar, n-a putut să existe ceva mai tolerant și de-aia și pierit în felul ei, pentru că n-avea mecanismele antimajoritariene, cum li se spune, contramajoritariene, ca să se previn. Acum le avem grație lui Kelsen și cât de cât există, că s-a înțeles ceva, lumea nu e complet condamnată să repete, ad infinitum aceeași tragedie. Bun, Verhovenski aruncă în aer gubernia liniștită în care sosește să facă revoluție. Scenele nu o să vă descriu acum, este istoria, este probabil cea mai premonitorie analiză a secolului 20, pe care o cunosc eu, scrisă în secolul 19. Romanul Dostoievski de mâine. Și spune și veți vedea, pentru că despre asta este vorba în cartea respectivă. Despre comunismul românesc, care a fost una din încarnările diavolului istorie, care a fost comunismul în secolul 20. Asta este istoria acestei cărți. Cum a venit la putere, cum a stat la putere, cum s-a prăbușit și cum refuză să moară. Citesc mă domnul pe aici, că e prea ocupat cu europarlamentarele, dar la un moment dat a venit la New York și a spus un lucru foarte bun, Traianu Mureanu, când spunea despre comisia noastră, că noi când am pornit activitatea, trăiam cu o iluzie, comisia prezidențială. Voi ați pornit activitatea, crezând că veți face autopsia comunismului și v-ați trezit și nu vă mirați de reacțiile care au urmat, pentru că voi de fapt făceați vivisecția. Sigur, vivisecția e chestie, să nu așteptăm ca proscuța să ne îmbrățișez. Adică nu vă mirați totuși dacă ați venit cu bisturiu și așteptați să vi se dea decorație. Nu știți. Așa. Bun. Deci, Verhovenski. La pagina 520 sau până la pagina 521 explică esența și galiopismului, cei care au fi cartea știu la ce mă refer, deci a doctrinei revoluționare. Și cu asta închei. Capacitățile superioare nu pot să nu fie despotice. Și întotdeauna au adus mai multă pervertire decât folos. Dar lui îi place acest lucru. Lui Cicero îi tăiem limba, pe Shakespeare îl omorâm cu pietre. Iată ce este și galiopismul. Sclavii trebuie să fie egali. Fără despotism n-a existat încă nici libertate, nici egalitate. Și continuă Verhovenski să explice aristocratului Stavrogin care sunt implicațiile doctrinei lor. Și spune, ascultă Stavrogin, a nivela munții e o idee excelentă, deloc rigidă. Un singur lucru lipsește în lume, ascultarea. Cum apare familia sau dragostea, apare de îndată și dorința de proprietate. Nu? Cum reține de această frază, eu am subliniat. Cum apare familia sau dragostea, apare îndată și dorința de proprietate. Vom ucide această dorință. Vom slobozi veția, intriga, denunțul, vom dezlănțui un dezmăț inimaginabil. Nu-i secolul 20? Ce se poate spune? Ce se poate spune mai mult? Concluzie. Orice geniu îl vom înăbuși în pașă, vom reduce totul la un singur numitor. Cum se cheamă cartea care a apărut, a lui Piketty? Care e titlul lui Piketty? Care a apărut? Capitalul, nu? Și care e problema lumii contemporane? Inegalitate. Deci, ce sfârșitul lui Dostoievski? Repet, vom reduce totul la un singur numitor, egalitate de clima. Eu nu am ce să adaug, vă mulțumesc că ați venit. Jumping. Very flat. Oh, my life.